Absolut. Deci știți cum sunt pentru mine pusă, domnule, da. Să vă dați demisia când? Da, în seara asta sau mâine dimineață. Și nu vă mai întâlniți mâine? Aveați program important. Domnul vicepreședinte Stănescu, pe program. Să-și prins de votul colegilor. Nu, n-am și să pierd susținerea partidului. Este susținerea partidului. Partidul a hotărât că e nevoie de un alt guvern. Păi nu-i semnal aici. De ce? Ce asta aveți mai mare partid? Tot timpul este loc de mai bine. Eu nu am dorit să rup partidul, să împărțim în... Domnule, perfect, poate am și eu vina mea. Așa a hotărât partidul, așa cum am spus la început, îmi asum, tot CEX-ul m-a numit, CEX-ul a spus că e loc de mai bine. Nu trebuia să pleci mai bine, doamna Parmentar? Stimată, domnule, stimată. Haideți. Ce vă reproșați, domnule premier? Eu reproșesc că n-am făcut mai mulți kilometri de autostradă, n-am pus mai multe spitale, dar, vedeți, astăzi am avut un eveniment fericit. O investiție de 500 de milioane aproape. Uipul pentru Brașov, Ploiești, așa cum am promis, plec cu fruntea sus, n-am închis anul prost, nu regret nimic, colegii au apreciat activitatea guvernamentală. Dar PSD cum încheie acest? Sunt vicepreședinte și înțeleg că locul nu este amenințat, dacă aveți noastră alte informații. V-am întrebat pe dumneavoastră. Acum e bun. Acum e bună? Acum va fi, dar până acum cum a fost? Tensionată, că asta e. Dar de ce a făcut deșeuna? Mă lăsați să cobor și eu, vă rog frumos. Și ați mers la Palatul Victoria să faceți declarații? Nu, merg la Palatul Victoria să-mi iau și lucrurile de acolo, atât. Nu voi asigura interimatul. Cum să vorbim cu președintele Claudiu Iohannis? Nu, acum, acum voi vorbi sau mâine dimineață? Practic, v-ați dat un intravant astăzi? Da. Cum se vede? Și vă simțeți mai departe?